Aș vrea ca atmosfera din seara asta să fie ca acasă. Uitați de orice fel de formalizare. Subiectul pe care îl tratăm sau îl studiem în seara asta este mult prea important ca să ne lovim de probleme formale. Și acum vă rog frumos să zâmbiți, dacă mai puteți. Dar să nu uităm, suntem în mâna unui Dumnezeu extraordinar. Noi nu putem să înțelegem ce este cu familia dacă nu realizăm problema în care se află familia azi. Voi împărți prezentarea din seara asta în două. Aș dori să citim câteva versete din Scriptură, să vedem cum ne conduce Sfânta Scriptură. Apoi vă voi ruga sau vă voi invita la rugăciune. Și în partea a doua, care va fi mai lungă și mai dificilă, vom vorbi despre problema pe care o avem azi. Marea majoritate dintre noi n-am reușit să găsim soluții datorită faptului că n-am identificat bine problema. Se revoltă copiii la 15 ani. De ce? Este ca și cum cineva ar apăsa un buton și dintr-o dată copiii nu mai ascultă. De ce? Parcă apasă cineva un buton și nu mai vin la biserică. Parcă apasă cineva un buton și începe un război teribil în fiecare casă. Ne rugăm, dar nu înțelegem. Aș vrea în seara asta să înțelegem. Se căsătoresc. Părinții sunt bucuroși. Tinerii sunt frumoși. Nimeni nu se gândește că vor sfârși în divorț. Și lucrul ăsta se întâmplă. De ce? Parcă apasă cineva pe un buton. Nu se mai înțeleg. Au vorbit aceeași limbă când s-au căsătorit. După aceea, nimeni mai vorbește aceeași limbă în aceeași casă. De ce? Sigur, nu putem înțelege absolut, complet. Dar aș dori să stați cu mine și să trecem prin câteva fapte istorice care s-au întâmplat în ultimul secol. Poate că vom înțelege. Poate că vom înțelege de ce trebuie să ne rugăm mai mult. Poate că vom înțelege de ce trebuie să stăm de vorbă mai mult cu copiii noștri, dar mai ales cum să stăm de vorbă cu copiii. Poate că vom înțelege ce este educația pe care noi trebuie să o realizăm în familie și poate că atunci când vom aduce la altar pe copiii noștri pentru căsătorie, poate o să stăm mai mult aici. Da. Poate că nu o să mai spunem după asta, pastore, 15 minute, pentru că vrem să stăm la masă 8 ore. Poate că schimbăm ceva. Cam asta este scopul acestei serii. Mâine după amiază ne vom lua o oră pentru relația soț-soție, în care va fi o prezentare de 30 de minute și 30 de minute întrebări, și apoi încă o oră relația părinți-copii. 30 de minute prezentare, 30 de minute întrebări. Evident, timpul este nu insuficient, este modic. Din cauza asta, în seara asta, vreau să punem o temelie mai solidă. Cu toate acestea, când vă veți plictisi, puteți să plecați. Vă mulțumesc din suflet. Doi Timotei, capitolul 2. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri, ziceți încă o dată și ziceți tare, grele, mulțumesc. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească. Vreau să vă întreb. Puteți construi o familie în condițiile astea? Aveți dreptate, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 2. Da, soția mea m-a făcut atent. Deci, se poate construi o familie în condițiile în care, cel puțin două, neascultător de părinți și fără dragoste firească? Se poate sau nu? Se poate sau nu? Se poate sau nu? Dacă răspundeți câte 2 sau 3, nu facem treabă. O să vă pun să votați, să știți. Neînduplecați. Ce înseamnă neînduplecat? Dați-mi un alt cuvânt. Mulțumesc, ziceți tare. Încăpățânați. Vă puteți da seama cum sunt doi soți încăpățânați? Puteți construi o familie cu doi soți neînduplecați? Neînfrânați. Neîmblânziți. Versetul 4. Iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu. Vă puteți imagina cum e asta? Iubitor mai mult de plăceri? Să știți că familia în foarte multe situații este percepută doar pentru plăcere. Nu are nicio bază sau niciun fundament moral. Cu alte cuvinte, nu există nicio obligație față de ceva mai înalt. Deci dacă soția îmi mai place, mai rămân, dacă nu, nu. Dacă soțul îmi mai place, mai rămân, dacă nu. Încă o dată vreau să vă întreb, e posibil să construiești o familie așa? Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. În Geneza, capitolul 20, Avram în Gerar.
Așa se numește capitolul. În versetul 11, Avram spune: credeam fără îndoială că nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara aceasta și o să mă omoare din cauza nevestei mele. Vremuri grele sau ușoare? Poftim? Grele. Ce faci în vremuri grele? Spune ce a făcut Avram. În vremurile grele, familia este amenințată. În vremurile grele, Avram a zis, soția mea e soră mea. În vremurile grele va fi greu să-ți păstrezi familia. Mai târziu, pe vremea robiei în Egipt, s-a dat decretul acela de moarte pentru copiii de parte bărbătească. Vremuri grele sau ușoare? Grele sau ușoare? Ce faci în vremuri grele cu copiii tăi? E greu să-ți păstrezi familia în condiții grele. Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, ne spune că vor fi vremuri grele, momentul în care se va ajunge la final. Abraham în Gerar, vremurile lui Moise, vor veni împreună și va fi din ce în ce mai greu să-ți ții și soția și copiii și soțul la fel. Vreau să vă întreb, ce garanție aveți că o veți putea ține familie? Aveți vreo garanție? Unul dintre comentatorii căsătoriilor, căsătoriei de fapt, de origine religioasă ortodoxă, a făcut această observație. Pentru că noi nu putem să ne bazăm pe dragostea noastră, din cauza aceea venim cu dragostea noastră la altar ca să o păzească Dumnezeu, nu noi. Cât timp stăm în fața altarului cu dragostea noastră? Pastore, 15 minute. 15 minute, pastor. Observați, cererile noastre arată clar că nu știm absolut deloc problema. E ca și cum dragostea noastră ar fi suficientă pentru o viață întreagă. E ca și cum Dumnezeu ar fi un auxiliar pe care îl chemăm să dea cu tămâie. Nu se va putea face nimic până nu vom schimba căsătoriile noastre. Până nu vom învăța pe copiii noștri să stea sub binecuvântare. Și să nu se grăbească. Masă poate să nu fie, dar să fie binecuvântare. Schimbați! E timpul pentru schimbare. Uneori avem impresia că copiii noștri ni-i crește școala. Am fost învățați că noi ca părinți nu suntem în stare să ne educăm copiii. Am fost învățați că avem nevoie de învățători specializați. Și din cauza asta eu muncesc cât pot ca să plătesc un învățător să învețe copilul. Învățător care costă de două ori mai scump decât salariul pe care l-am eu când muncesc. Și pentru că muncesc de dimineața până seara, evident, copilul meu e pe mâna lor. Și seara vin și eu și zic, cum e tată, ce notă ai luat? Și evident, copilul care este conștiincios îmi spune 10. Și cum mi-a spus 10, am căzut secerat și m-am culcat și am adormit. Zelie. Pentru că sunt prea obosit. Și am impresia că mi-am făcut datorie. Cine este mai potrivit decât acela care și-ar da viața pentru copilul lui? Să-și aduce copilul. Unde e Iochebed? În condițiile în care copiii sunt omorâți unul după altul. Unde este Iochebed? Trebuie să facă tot ce poate să-și crească copilul. Să-și crească copilul în așa fel încât și în casa lui Faraon copilul respectiv să nu-și uite originea. Scriptura are în ea asigurări puternice, dar trebuie să știm problema pentru ca ulterior să ne dăm seama cât de mare adevăr este cuprins în cuvântul lui Dumnezeu. Încă un gând, înainte de a ne ruga. Ce am observat în istoria decadenței umane este că traseul decadenței nu este același pe toată lungimea lui. Dacă ar trebui să fac o schemă, o diagramă, coordonatele ar fi acestea, decăderea este cam așa, la început foarte lentă, iar la final este aproape bruscă. Căderea finală este mult mai neașteptată și puternică decât tot ceea ce s-a întâmplat înainte. Din cauza aceasta se spune, la final, în zilele din urmă, vor fi vremuri grele. Decadența va fi bruscă, va fi brutală, va fi de nerecunoscut. Într-o secvență de timp foarte scurtă, răul va înflori extrem de mult. Se numește progresie geometrică. Modelul este suprafața unui lac. Lacul respectiv se umple cu alge. La început, foarte greu, algele apar, ele se dublează în fiecare zi. La început, de-abia se observă, trec zile, trec săptămâni,
Și apoi, la un moment dat, lacul e jumătate prins de alge. Cât va mai fi până va fi complet cuprins de alge? Poftiți? O zi. Înțelegeți? Este surprinzător. Te uiți în urmă și zici, păi uite, până la jumătate a durat un an. Și îți faci calculul, pentru cealaltă jumătate va mai dura cât? Un an. Și mâine e deja prea târziu. Modelul pe care vi l-am creat, evident, este orientativ, nu este real. Dar pentru zilele din urmă funcționează. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, întindeți mâna peste noi ca popor. Întindeți mâna peste fiecare familie care este aici. Ascultă rugăciunile părinților. Ascultă, Părinte, nevoile fiecărei familii. Ajută-ne să înțelegem timpul pe care îl trăim. Îți mulțumim pentru harul Tău. Îți mulțumim pentru că încă mai putem lucra pentru salvarea familiilor noastre. Pentru momentele care sunt înaintea noastră. Te rog din suflet, întinde-ți mâna peste noi. Duhul Tău cel Sfânt să ne convingă și să ne conducă. Tămăduiește, vindecă rănile sufletului fiecăruia dintre noi. Binecuvintează legămintele familiilor. Binecuvintează relația fizică între părinți și copii. Binecuvintează stările noastre emoționale din familie. Te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. O să rog media să mă ajute cu slide-urile noastre. O să pun înaintea dumneavoastră câte ceva din orașul dumneavoastră. Școala de Frankfurt. Suntem în anul 1917. Revoluția marxistă în Rusia sau revoluția bolșevică a avut succes. Revoluția respectivă a fost o revoluție cu puști și cu pistoale, sângeroasă. La răsărit de Ungaria, influențează mintea poporului ungar. Peste un an și ceva, un nou guvern în Budapesta, guvernul Belokun, este președintele guvernului de atunci, Belokun. Ei își propun să facă din Ungaria o nouă republică bolșevică. Pentru aceasta, ministrul culturii va fi Gheorghe Lukács. O veți vedea acolo cartea respectivă pe a cărui copertă este figura îmbătrânită a lui Gheorghe Lukács. Spune acolo, minți sau maestri moderni ai gândirii. Este un filozof, extraordinar, și el vine în guvernul Belokun spunând, eu vă voi propune o metodă fără puști și fără pistoale, dar care va fi mai eficientă decât revoluția cu puști și cu pistoale. Și acum vreau să vă întreb, ce soluție găsiți dumneavoastră că e mai puternic decât pistolul? Am nevoie să-mi spuneți. Nu e întrebare retorică, am nevoie să dialogați cu mine. Mulțumesc, asta e frica de pistol. Dar ce altceva mai puternic decât asta poate să fie? Ziceți? Poftiți? Schimbarea gândirii, mulțumesc. Și cum să schimb gândirea? Poftim? Propaganda. Manipulațiuni. Gheorghe Lukács spune, nu, eu am o altă metodă care este cu adevărat eficient. Care? Poftim? Educație, într-un fel sau altul. Dar el introduce cu adevărat o bombă în ceea ce privește gândirea. El introduce în clasele 1-4, copiii de la clasele 1-4 vor trebui să învețe sexul liber. Și ceea ce spune el, ceea ce se va obține va fi ruperea societății. Va fi cu adevărat o revoluție. El susține că nicio altă revoluție nu este mai rapidă decât acest fel de a pune problema. El asigură că într-o generație va schimba cursul unei națiuni prin această procedură. Știți de ce amintesc lucrul acesta? Ghicește cineva? Da, dânsul spune, se repetă la voi în America acolo. Da. Din 2019, lucrul acesta nu e doar american. E general. E un secol din 1919. În 2019, metoda lui Gheorghe Lukács este pusă în funcțiune de data aceasta fără a fi blocată. Mă întorc la ceea ce s-a întâmplat atunci. Copiii au început să învețe. Auzeau la școală și se duceau acasă.
Se duceau acasă și spuneau la mama și la tată: mamă, uite ce am învățat eu. Și mama și tata se îngrozeau. Nu se poate, nu e voie, nu e moral. Nu e voie la Biblie. Copilul se întorcea de acasă, la școală. La școală începea să spună: dar mama a zis că nu e bine, tata nu mă lasă. La biserică a zis că e păcat. Profesorul replică imediat: ați auzit de autoritate opresivă? Au luat termenul și au zis: părinții voștri sunt o autoritate opresivă. Religia creștină, preotul, este o autoritate opresivă. Dar ce e asta? Adică părinții, biserica și așa mai departe vă blochează libertatea voastră. Nu vă lasă să fiți voi înșivă. Școala vine și vorbește mai departe. Nu vă veți putea dezvolta în condițiile în care nu vă veți elibera de autoritatea opresivă, adică de părinți și de biserică. Și în felul acesta s-a lansat războiul din casă. Copiii s-au ridicat împotriva părinților lor, pentru că părintele era împotriva fericirii lui, împotriva libertății lui. A început războiul împotriva bisericii și împotriva Scripturii. Scriptura a fost numită o carte intolerantă sau restrictivă. Biserica a fost numită autoritate opresivă. De 6 luni de zile, întreaga societate maghiară a trecut printr-un infern. După 6 luni de zile, guvernul a căzut. Așa că, paranteză, românii au intrat în Budapesta și au schimbat guvernul Belocun. Cine au fost? Românii. Armata română. Înțeleg surpriza dânsei. De obicei, noi n-am prea ieșit în afara granițelor. E adevărat. De data aia s-a întâmplat. Gheorghe Lucaci a dispărut. S-a refugiat în Germania. Aici a găsit un prieten german extrem de bogat. Cu ajutorul lui a fondat Institutul Goethe, Institut de Cercetări Sociale. Și ideile lui s-au continuat în sistemul acesta de învățământ mai departe. Tot ceea ce a făcut Gheorghe Lucaci s-a numit terorismul cultural. Cine vrea să țină minte, poate să țină minte. Sunt câteva idei, nu mai avem timp să le dezbatem acolo. În general, este marea provocare a celor ani care cumva se retransmită în 2019. Foarte interesant, în momentul acela, Sigmund Freud își dezvoltă teoria sa, spunând că civilizația occidentală ar avea o natură represivă în raport cu instinctele primare ale individului. Să nu uităm, Sigmund Freud este psiholog. În momentul acesta, psihologia este folosită pentru ca să susțină un punct de vedere care se apropie puțin de experimentul Lucaci. Ceea ce voi face acum, nu vreau să mă ridic împotriva psihologiei ca știință în general. Voi vorbi despre modul în care ideile lui Sigmund Freud au fost folosite împreună cu această ideologie a lui Lucaci. Deci încerc să reformulez. Psihologia în general este o știință a minții. Nu voi vorbi împotriva psihologiei în general, ci voi vorbi în legătură cu modul în care ideile lui Freud au fost luate și s-au apropiat, sau au fost folosite împreună cu ideile lui Lucaci. Spre exemplu, Sigmund Freud spune că prin legi ce pedepsesc crima, violul, adulterul, etc., posibilitățile individului de a-și găsi fericirea ar fi grav restrânse. Societatea civilizată devenind astfel principala sursă de nefericire. Nefericire este în felul acesta tradusă prin nevroze cauzate de aceste frustrări. Când această idee a psihicului uman eliberat de orice normă morală este luată împreună cu experimentul lui Lucaci, care a creat un război între părinți și copii, se creează o forță extraordinară care se va numi marxismul cultural într-o formă sa ulterioară și care va pune bazele unui nou trend, unei noi orientări împotriva familiei și împotriva bisericii. Vă rog să observați, Marx de o parte, Freud de cealaltă parte, se unesc pentru a crea un puternic curent împotriva ideologiei creștine. În 1934, în Germania se ridică Partidul Socialist, datorită influenței fasciste de la vremea respectivă, școala de Frankfurt sau Institutul Goethe se refugiază în America. Universitatea Columbia din New York
îi primește cu brațele deschise și acolo continuă mai departe lucrarea lor. În fața acestei provocări despre care am vorbit până acum, după anul 34 în Statele Unite ale Americii, ei lansează deconstructivismul. Orice revoluție este caracterizată în primul rând prin distrugerea elementului social prezent. Deci o revoluție nu construiește din ceea ce este. O revoluție percepe societatea de acum ca fiind o mare piedică. Din cauza asta trebuie în primul rând distrus tot. Și după ce faci curat, încep să zidești de la zero. Ăsta e deconstructivismul. Să distrugi tot. Scopul pentru o societate mai bună este această distrugere sau deconstructivism. Este exact modul în care a gândit Lukács. În momentul în care a inoculat în mintea copiilor din clasele 1-4 ideea sexului liber, el a vrut să arunce în aer societatea de atunci. Iar societatea de atunci era ținută prin două mari instituții, familia și religia. Ori în momentul imediat următor a început lupta împotriva acestor două instituții fundamentale. Poate că vă întrebați de ce astăzi creștinismul este considerat ca fiind o religie retrogradă sau nepotrivită pentru timpul de azi. De ce atacul împotriva familiei astăzi? De ce atacul împotriva proprietății astăzi? Asta este rădăcina. Deci, ca soluție, distrugerea civilizației prezente, creștine, revoluție totală, liberalizare radicală. Se spune că nimeni nu este liber până nu este lăsat să facă și rău. Dacă ești liber să faci doar bine, aia nu e libertate. Orwell spunea în cartea lui 1984, dacă ești lăsat să spui doar că 2 cu 2 fac 4, aia nu e libertate. Ce trebuie să spui? Vei fi liber atunci când vei putea spune 2 cu 2 fac 5. Aia e libertate. Înțelegeți de ce matematica astăzi este privită ca o știință extrem de coercitivă? Nu poți să-i dai unui student sau unui elev care n-a rezolvat bine o problemă nota 4 sau 3. Pentru că s-ar putea întâmpla să iei din libertatea lui. Și atunci ce trebuie să facă un profesor? Gândiți-vă dumneavoastră. Se zice că trebuie să stai de vorbă cu studentul, să vezi ce a gândit când a făcut așa, pentru ca nu cumva să aibă dreptate, să fie 5, totuși nu 4. Următorul punct, abolirea tuturor normelor, restricțiilor, taburilor ce îngrădesc instinctele primare. Foarte interesant. Categoriile sociale cele mai victimizate sau reprimate sunt minoritățile sexuale, rasiale, femeile și tinerii, după marele filozof Marcuse. De ce spun asta? Pentru că din momentul acesta izbucnește feminismul. Femeile sunt o categorie socială foarte ușor de activat în vederea unei revoluții. Inițialele nu sunt plătite la fel ca bărbații, n-au dreptul la proprietate, n-au dreptul la educație. Ele sunt prinse foarte rapid în curentul acesta și luptă pentru drepturile lor, ceea ce până la un anumit nivel este ok. Aș vrea să avertizez pe toți cei ce urmăresc feminismul că sunt 4 valuri de feminism sau 4 nivele. Vă rog să fiți atenți la nivelul 4 sau la nivelul 3 și 4. Pentru că ceea ce se dezvoltă până la nivelul 2 e bine. Ceea ce urmează însă după... Să mergem mai departe. Herbert Marcuse este unul dintre filozofii care în America se lansează extrem și este foarte bine cunoscut în școala americană. Problema este cum să stricăm tot. Deconstructivismul, cum se poate implementa? Și el lansează teoria critică. Frații mei, critica nu e rea. Gândirea critică este baza procesului de învățare. Dar în momentul în care îți propui să critici tot și să nu te oprești, critica are capacitatea să dărâme orice. Iar el propune criticarea fiecărui element de suport social. Este ceea ce se întâmplă astăzi. Noi am asimilat critica și o folosim peste tot. N-ați observat că critica se folosește până și în biserică? Nu e vorba de o critică constructivă. Este vorba de persoane care pur și simplu critică tot. De la conferința generală până la pastor, până la presbiter, până la toată lumea. Este un stil, un fel de a fi. Sunt ramuri ale deconstructivismului social care a pătruns și în biserică. Societatea va învăța să critique tot, să nu mai fie mulțumită cu nimic. O altă problemă vis-a-vis de treaba asta este că în urma acestui atac extraordinar, societatea se împarte în abuzatori și victime. Toată lumea poate să fie victimă. Eu mă simt abuzat pentru că dumneata te uiți la mine. Eu mă simt abuzat pentru că dumneata ești alb și eu sunt mai brunet. Eu sunt bărbat, dânsa este femeie. Și așa mai departe.
unul este catolic, celălalt este protestant. Exemplele sunt la infinit. Între aceste grupulețe, pentru că societatea nu mai este una, este fracționată, între aceste grupulețe se produc tensiuni foarte mari. Oamenii nu se mai înțeleg la nivel social. Cu toate astea, există un singur buton care, dacă este apăsat, toate aceste grupuri se trezesc. Și butonul acesta este: cine e victima? Și dacă se întreabă cine este victimă, tot se ridică. Ați auzit de mișcarea Me Too? Adică el este victima. Cineva îl lovește pe el. Vina. El este aici în Germania. Și eu mă ridic în America și spun: eu sunt nemulțumit. De ce? Pentru că l-a lovit pe el. Ce legătură este între mine și el? Me Too. Și eu sunt victima. A fost la un moment dat o victimă în Statele Unite ale Americii. Un cetățean a fost prins de poliție, i s-a pus genunchiul pe gât și a murit. Au ieșit oamenii și au demonstrat în Paris împotriva nedreptății făcute lui George Floyd. Nu comentez. Mă întreb de ce demonstrează cel din Paris. Nici nu cunoaște. Și eu sunt victimă. Noul cuvânt este victimizare sau victimă. Nu știu dacă puteți să faceți paralelismul necesar. Ați văzut asta și în biserică? O mulțime de oameni care se consideră victima. Se consideră abuzați. Dacă îi întreb cine, pastorul, prezbiterul, conferința generală, nu ajunge conferința generală până aici. Dar el se simte nedreptățit aici, de ce se întâmplă la conferința generală. De ce? Victimă. Feriți-vă de victimizare. Vom vorbi mai târziu. Una dintre marile probleme ale familiei este victimizarea. Vorbiți cu oricine se desparte și veți vedea că vă va spune că el e prima victimă în această relație. Vă vor vorbi despre relații toxice. Vă vor vorbi despre faptul că ei sunt abuzați și că au dreptul să se despartă. Veți observa că sunt foarte atenți și pot să critice orice. Dacă aș citi Biblia foarte bine, veți observa că Biblia învață dragostea care ne strânge. Nu există critică, nu există împărțire. E total diferit. În același timp, toate lucrurile astea par foarte normale. Ați auzit de teoria eliberării în Biserica Creștină? Teoria eliberării. Funcționează foarte bine în Biserica Catolică, dar a fost împrumutată și în Biserica Protestantă în ultimul timp. Se vorbește din ce în ce mai mult de nevoia de eliberare. Structurile de organizare ale bisericii sunt percepute ca fiind structuri abuzatoare. Probabil că trebuie să ne grăbim. Ar fi foarte mult de vorbit, dar aș vrea să înțelegeți cât s-a schimbat. Suntem în anii 1935-36. Mai târziu, același Herbert Marcuse este un geniu până la urmă. Scrie cartea sa Eros, deci dragoste și civilizație, în care ea spune că singura șansă de eliberare este eliberarea sexuală. Nu intru să comentez toate ideile care sunt aici, dar în momentul în care are loc o căsătorie astăzi, în conformitate cu sugestia pe care o are Marcuse, cei doi care se căsătoresc au ca scop doar extazul sau plăcerea sexuală. Cât durează plăcerea sexuală într-un cuplu? Sigur că poate dura o viață întreagă. Cu toate acestea, extazul sexual este o problemă. Platon spunea, orice căsătorie, ca și contract social, ar trebui să dureze 5 ani. După 5 ani, cei doi ar trebui să se ducă din nou și ori să reînnoiască contractul social, ori să-l anuleze. 5 ani. Înțelegeți de ce o căsătorie care are la bază doar această experiență sexuală se limitează până la urmă la o existență de câțiva ani? Anii 1970. Și cu asta voi încheia. De fapt, în anul 1960 are loc, pe baza acestor scrieri care pur și simplu bombardează gândirea tânără, în anii 1960 are loc revoluția sexuală în America. Se scriu cărți, se compune muzică. Marii protagoniști ai acestei revoluții sunt grupul Beatles. Câți dintre dumneavoastră ați prins muzica lor? Am stat întotdeauna și m-am gândit, tata, ce știa el în anii 1960 despre ceea ce se întâmplă în lume, în așa fel încât să simtă că trebuie să-și protejeze pe Valley, care atunci se năștea. N-am știut nimic. Muzica lor a pătruns ilicit peste graniță. O cântam de drag că era de dincolo. Nimeni nu ne-a învățat despre revoluția sexuală, dar spiritul ei venea la noi. Se urmăreau filmele Hollywood cu voie sau cu nevoie. Filmele Hollywood
erau urmărite de asemenea. Se uitau tinerii și ziceau, a, încă un film de dincolo. Încet, încet am învățat că libertatea de dincolo era libertatea, că poți să faci orice. Am fost total nemulțumiți de faptul că eram ținuți sub reguli de fier de regimul comunist. Ne-am dorit o libertate de felul acesta cu orice preț. N-am știut ce e în spate. Ideea era bună. În spate era Woodstock. Este un fenomen în istoria Americii. Anii 1970, între 50 și 100 de mii de tineri adunați la oaltă, 3 zile de muzică continuă. S-a întâmplat să fie ploaie în aceste zile. Nu le-a păsat. 3 zile de stat în ploaie și în noroi. Muzica a mers în continuu, zi și noapte. Au fost droguri, sex liber. Presa a luat foc. S-au întrebat cum e posibil așa ceva. America era o națiune creștină. Era o națiune cu regulile și cu Biblia lui Dumnezeu. Au început să scrie ziarele până când s-au ridicat părinții. Părinții acestor tineri. Și au zis, ce aveți cu copiii noștri? Copiii noștri sunt buni. Și presa și-a închis gura. A fost primul moment în care națiunea americană n-a mai știut ce e bine și ce e rău. Din momentul acela, revoluția sexuală a devenit o normalitate în America. Dar n-am venit aici să vă vorbesc de America. Am venit să vorbim despre anumite principii pe care le descoperim în jurul nostru azi. În anii 1970 s-a spus că este vremea să se schimbe tot. Revoluția, rețineți ce e revoluția, vă aduceți aminte? Revoluția are prima parte când distruge tot. Revoluția sexuală pregătea calea pentru o revoluție globală. În 1993 apare această carte, Revoluția Globală. Se chema întreaga lume, întreaga societate la o revoluție, la o reașezare a lumii pe principiile despre care am vorbit, adică pe principii necreștine. Se dorea ca lucrul ăsta să se întâmple în 2000. În anul 2000 nu s-a putut, din diferite motive. În 2015, deja se spunea, suntem întârziați. În 2015 s-a vorbit despre agenda 2021. A trebuit să se pornească neapărat sistemul revoluționar. În 2015 s-a vorbit despre 2030. Uitați-vă online și veți descoperi acolo agenda 2030 pentru o schimbare globală a lumii noastre. În 2019, în sistemul educațional, copiii noștri au început să fie obligați să învețe sexul liber. De ce? Ne-am întâlnit cu teoria critică și cu o critică generală a situației de acum. Nimeni nu mai este mulțumit. Toată lumea este victimă și toată lumea este abuzată. Societatea este fragmentată, nu mai este nimic comun. Toată este fragmentată și ruptă în bucățele. Un singur lucru ne mai leagă. Suferința. Adică suntem victime. Asta este perspectiva în care trăim astăzi. Cu cât societatea este mai fragmentată, cu atât ea va putea să fie schimbată mai ușor. Elementul acela de blocaj public, cineva se împotrivește unei schimbări, nu mai există. Trăim într-o schimbare extrem de rapidă. În diagrama generală, decadența la început nu este atât de vizibilă. Dar în final, decadența este extrem de rapidă. În zilele din urmă vor fi vremuri forțe extrem de puternice se ridică împotriva familiei și împotriva bisericii. Întrebarea mea este cât de pregătită este Biserica lui Iisus Hristos pentru acest ucigător atac. Ce facem noi ca părinți pentru asta? Ce facem noi ca pastori? În ce măsură ne ajutăm unii pe alții pentru ca să putem la un moment dat să fim sare a pământului și lumina lumii? Mi se pare că suntem ca niște oi fără păstor. Și nu pentru că n-am avea păstor. Avem cu noi Scriptura și Spiritul Profetic. O lumină fără echivoc. Spunem că avem nevoie de educatori și de învățători. Cuvântul lui Dumnezeu spune că martorul credincios face treaba asta pentru biserică. În ce măsură biserica este deschisă spre martorul credincios? Ne lovim de lucruri care ne dor. Familia, pierderea de membri în biserică, divorțuri, problema copiilor. Vreau să vă întreb. Da, sufletul nostru individual cum e? Suntem noi într-o zonă de siguranță sau? Amin. Asta este problema care o pun înaintea dumneavoastră. Vă rog frumos să analizați familia din punctul ăsta de vedere. Din punct de vedere al criticii, al victimizării, al personalității opresive. Gândiți-vă la rostul iubirii
pure pe care a pus-o Dumnezeu înaintea noastră vis-a-vis de sexualitatea de azi și identificați, vă rog, unde suntem. Mulțumesc, nu știu cât e ceasul. Aș vrea să vă întreb și aș vrea să vă rog, dacă în timpul acestei prezentări foarte lungi pe care am făcut-o, dacă aveți vreo întrebare de pus, sunt aici dispus să discutăm. Te rog. Pentru publicul vorbitor de engleză, nu este atât de dificil să observăm ceea ce dumneavoastră ați prezentat. Atât predicatori și oameni interesați de religie din domeniul adventist român, german sau din zona vorbitoare de engleză tratează această problemă. Deci noi cunoaștem ce se întâmplă. Internetul e Freizug, English für alle e pentru toți accesibil. Și cunoaștem problema. Mă confrunt cu altă întrebare în viața zilnică. De ce mă interesează pe mine temele astea? Uh-huh. Am în familie oameni cu care doresc să vorbesc despre probleme. Și reproșul care vine este că faptul că de fapt mie îmi place să catastrofizez și să mă concentrez pe ceea ce este negativ. De fapt, eu nu trebuie să caut astfel de știri, numai simplu fapt că sunt în stare să înțeleg limba engleză, mă forțează când văd știrile să le și automat înțeleg în cap. Problema este cunoscută și acum întrebarea se pune în felul următor. Unde este diferența, unde este granița? Când devii un om care este interesat de lucruri negative, ăsta este reproșul care mi se face, că sunt interesat să văd lucruri negative, eu ar trebui să le ignor complet și să mă gândesc că Domnul ne ajută și face și drege, dar chiar numai dacă dau curs astfel de oameni și atunci ajungem la Matei 24, unde sunt fix temele astea toate expuse. Unde este limita, întrebarea scurt și concret, unde este limita în a gândi negativ și a-ți place să te uiți și să critici ce se întâmplă negativ în lume și unde este partea de bun simț în a te orienta unde te afli ca timp temporal? Eu am trecut prin subiectul acesta pentru a vedea cum timp de 100 de ani s-a pregătit până la urmă o problemă care, eu știu, se desface acum. De 100 de ani se lucrează la ea. În opinia mea, am spus-o și anterior, aceasta ar constitui o problemă pentru noi pentru a căuta un răspuns. De pildă, dacă educația socială a mers în direcția aceasta, cam care ar trebui să fie educația mea în familie? Care ar trebui să fie educația mea premaritală? Care ar trebui să fie educația mea în biserică? Și acum răspuns la întrebarea ta. Dacă eu doar caut știri negative, s-ar putea să fie o relație psihotică. Dar dacă eu caut în toate aceste știri o problematică pentru ca să găsesc un răspuns, astfel încât răspunsul să fie mai puternic decât problema negativă, atunci are rost. Cartea Apocalipsei abundă în problematici, dar are și mai multe răspunsuri. Biserica și poporul lui Dumnezeu trebuie să fie o biserică a răspunsului, a atitudinii, a deciziei. Noi n-avem decizii suficiente astăzi și n-avem atitudini foarte clare astăzi și datorită acestui lucru doar ne rugăm, se vede prea puțină acțiune și sunt și mai puține răspunsuri reale. Ceea ce cred că ar trebui să facem este să înțelegem problema, să cerem lui Dumnezeu putere și înțelepciune ca să găsim răspuns. Creștinismul a obosit. Teoretic, după Matei 24, Hristos spune că trebuie să se aducă cuvântul Evangheliei până la capătul lumii și atunci va veni sfârșitul. Dacă noi am obosit ca creștini să ne facem treaba, singurul lucru pe care îl pot observa momentan, am avut o discuție în Paris chiar săptămâna asta cu niște musulmani, care deplângeau aceeași problemă, secularizarea societății, ce-i drept din punctul lor islamic de vedere. Noi ar trebui să facem lucrare de misiune. Biserica Adventistă își face treaba, noi știm asta, noi suntem activi. Însă, acum n-am zis că suntem perfecți și zic numai că ne facem pe cât putem treaba. Și acum devine partea interesantă. Dacă noi am devenit prea obosiți, văd, asta e ce pot să observ eu, că deja toate valurile de migranți care vin de aici, dacă noi nu ne ducem la ei cu cuvântul, vin ei la noi, din motive sociale, de război și alte motive.
Asta ar trebui însă cel puțin ca la fața locului să fie preluați de o mână de oameni creștini care să fie dispuși să le prezinte cuvântul, pentru ca ăștia care au venit până aici, la rândul lor să facă misiunea în țările lor de origine, pentru care nu suntem noi în stare. Și întrebarea este ce facem în privința la momentul ăsta în care ne aflăm. Dacă cuvântul Domnului zice că trebuie să facem, ce se întâmplă? Bun, dragii mei, această situație în care suntem aici, care ai spus că este cunoscută, am vrut să nivelăm lucrurile și să fim acum la același numitor comun, toți cei ce suntem aici. Deci am rezolvat o anumită situație. Dar această situație socială se reflectă între noi în momentul în care cuvântul spune, dar fiindcă ești căldicel, tu ai numit-o frumos, suntem obosiți. Uite ce zice în 2 Timotei 4, versetul 3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor grila urechile să audă lucruri plăcute, își vor da învățături după poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr, se vor îndrepta spre istorisiri închipuite, dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist, împlinește-ți bine slujba. Și versetul 6 spune că eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, spune Sfântul Apostol Pavel. Vă rog să observați aici, atitudinea bisericii este o atitudine total diferită de ceea ce se întâmplă în jur. Din cauza asta se spune că voi sunteți sarea pământului. Din cauza asta se spune că în timp ce se vor vinde pe piață povești, biserica trebuie să fie stâlpul și temelia adevărului. Probabil că va trebui să ne trezim. Probabil că va trebui să vedem unde suntem și ce trebuie să facem. Deci, la întrebarea ta, eu aș spune că nu doar emigranților și nu doar în ocazia aceasta, dar fiecare dintre noi va trebui să fie o extraordinară mărturie pentru Hristos. Va veni o vreme când, din punct de vedere social, nu vom mai avea ancore dincolo. Singura ancoră care funcționează e cuvântul lui Dumnezeu. Va trebui să devenim din ce în ce mai mulți ancorați în Scriptură. Nu uitați spiritul profetic. Nu știu dacă am răspuns suficient. Ce să fac eu în ziua de astăzi? Eu personal, pe care nu mă cunoașteți. Îți spun ce fac eu. Am început să studiez Scriptura ca niciodată înainte. Am prieteni care m-au învățat să descoper din nou spiritul profetic. Am avut un prieten, a murit acum un an de zile, care de fiecare dată când mă suna numai pentru ca să-mi atragă atenția asupra ceva din Scriptură pe care a descoperit el. Și el îmi spunea, Valentine, știi ce am descoperit? Nu știu, uite, am descoperit cu tare. Și îl întrebam, băi, dar când ai citit? Azi noapte la 2. Ce ai făcut? M-am trezit și am plecat la saună, la club. Și am luat cu mine tableta și am citit acolo Spiritul Profetic. Da. V-am spus lucrul acesta pentru ca să nu vă fie rușine să luați cu dumneavoastră oriunde, întotdeauna, să studiați și la saună, și la baie, și oriunde. Luați cu dumneavoastră cu voi orice minut folosiți pentru treaba. Omul acela a fost un model pentru mine. Se întâlnea cu un om pe stradă. În 2 minute ajungea să vorbească cu el despre Iisus Hristos. Întotdeauna m-am mirat cum reușește. La un moment dat a intrat în discuție cu un copil de 4-5 ani, în legătură cu aceeași problemă. Omul acela era plin, era o explozie a cuvântului lui Dumnezeu. Să nu vă imaginați că n-avea luptele lui. A fost diagnosticat cu cancer, într-o lună de zile a murit. Înainte de să fie diagnosticat cu cancerul, mi-a dat un telefon și mi-a spus, Valentine, ce să fac? Eu nu-L iubesc destul pe Iisus Hristos. Am rămas fără cuvinte, i-am spus, Gorel, și eu mă lupt cu problema asta. Yeah. Peste 2 săptămâni de zile i-au pus o pompă, un tratament puternic de chimioterapie. Când se ducea în drum la spital, înainte să-i pună pompa respectivă, mi-a dat telefon și mi-a zis, Valentin, îți aduce aminte de ultima noastră discuție? Îți aduce aminte de problema mea? Și mi-a zis, da, doar. Eu? Nu mai e cazul. S-a rezolvat. Peste 2 săptămâni murea. E fantastic. Lucrul ăla mi-a dat garanția că lucrurile nerezolvate în viața noastră se pot rezolva în sinceritate și în relație cu Dumnezeu. Asta fac eu și asta putem face fiecare. Mulțumesc, cred că e cineva acolo. Întrebare. Da. Bună seara la toți și pacea Domnului. Eu vin din țara Ucraina, unde acum merge război și sunt de 2 luni cam aici. Și când am venit în biserica aceasta, nu numai în asta, dar în Germania am rămas șocat. N-am fost stresat în viața mea niciodată cum am venit aici.
Ați vorbit despre familie și este un lucru binecuvântat, minunat. Cred că pentru toți noi. Aflându-mă aici în biserică, cam o lună în urmă, am văzut că a fost o tânără, a fost binecuvântată să devii pastor. Majoritatea din frații mei aici români îmi spun aduc soție și copii. Aici am 4 copii și soția. Nu numai asta am văzut în biserică, da, în Europa și în altele părți. Și îmi pun întrebarea, este apreciat de Dumnezeu lucrurile care se întâmplă, nu în afara bisericii, dar chiar aici în biserică? Am mai multe întrebări cu privire la spitalul acesta adventist. Pot să-ți dau un răspuns printr-o întâmplare paralelă din care ai putea să găsești răspunsul. Era pe vremea comunismului. A venit la noi cineva de la conferință într-o biserică micuță, amărâtă, în România. Aveam 100 de membri. La vremea respectivă eu nu mergeam sâmbătă la școală. Partidul făcea presiune asupra bisericii mele ca să mergem la școală. Fratele moldovan Aron la vremea aceea a venit la conferință și după predică a avut întrebări și răspunsuri ca noi acum. La un moment dat un frate al meu din biserică s-a ridicat și a pus întrebarea următoare. Frate Aron, avem aici între noi tineri care ne fac probleme. Nu merg sâmbăta la școală, nu mănâncă ouă, zahăr și lapte. Ce să facem cu ei? Eram cam singurul care intram în categoria asta, eu și cu un văr al meu. Învățasem că tot ceea ce se spune de la anvon, a doua zi era trimis la securitate. În mintea mea de copil de 17 ani, mi-am făcut următorul calcul. Omul ăsta, oricât de bine intenționat ar fi, nu poate să mă înțeleagă. El trebuie să răspundă în conformitate cu politica corectă. Și am zis, n-am nicio șansă. Așa că am băgat capul așa în scaun și m-am pregătit să primesc serioase lovituri de la anvon. Omul ăsta m-a uluit. Nu uit niciodată. A zis așa. Sunt într-o poziție prea înaltă ca să nu vă spun adevărul. Copiii noștri ar trebui să fie aici cu noi. Și pe urmă a continuat. Și acum poate ajuta. Dar nu așteptați ca biserica să lupte în locul vostru. Luptați voi pentru copiii voștri și pentru libertatea lor. Alte întrebări? Da, bună seara. Vale. Te rog. În primul rând vreau să spun că ai reușit o performanță în seara asta, ci am învățat de mult că nu reușești să... sau e foarte greu să reții atenția cuiva mai mult decât poate să suporte șezutul lui. Și asta se învață în altă. În ideea a ceea ce ai spus, s-ar putea ca unii dintre noi să se poată socoti victime când ai abuzat aici vreodată. Eram pe punctul să spun că e vina bisericii că n-au pus ceas, dar uite, tocmai acum am văzut ceasul. Okay. Pe de altă parte, legat de ceea ce spunea fratele nostru, vreau să spun că locuiesc de mai mulți ani în Anglia. Pe de o parte, constat cu uimire că societatea aia secularizată britanică, care este probabil printre primele societăți secularizate sau acolo fi început secularizarea, este parțial, cel puțin, mult mai morală sau mult mai etică, cel puțin, decât mulți dintre membrii noștri adventiști. Am auzit adesea pe oameni care nu au citit Biblia vreodată, știu despre ea, ei zic, nu am niciun fel de educație religioasă, dar atunci când află că cineva, de pildă, întoarce o palmă cu altă palmă, zice, cum să faci așa ceva? Că dacă faci așa ceva, nu ești mai bun. Am auzit adesea de la un britanic secularizat, mergi a doua milă pentru el. Adventistul zice, dar acest fraier să mă duc pentru el încă o tură? Pe de altă parte, am avut ocazia și spun asta cu durere, pentru că sunt de vârsta lui Vali și am crescut în aceleași condiții, în aceeași societate. Am auzit de la mulți frați de-ai mei, ceea ce a spus Ellen White în condițiile alea a fost într-un anumit context, nu ni se aplică nouă. Nu e neapărat o întrebare, Vali, este durerea mea, pentru că văd oameni tineri de-ai mei în biserică care se uită la valorile și la reperele Bibliei și ale spiritului profetic și zic, alea nu ni se aplică nouă, nu-s pentru noi. Ai pus 3 întrebări. Cum? Primul punct. Am și uitat. Care era primul punct? Vezi secularizat care este mai... Ok, bun.
să fim atenți la generalizări. Uneori noi luăm excepțiile și le generalizăm. Punctul numărul 2. Sunt două etape ale creștinismului. Prima etapă este religia creștină, a doua etapă este cultura creștină. Cultura creștină durează mai mult decât religia creștină. Adică s-ar putea ca un creștin să nu mai fie practicant, să nu mai meargă la biserică, să nu mai citească Scriptura, și totuși el să păstreze niște valori creștine. Cu toate acestea să fie foarte clar, dacă lipsește motivația, în scurtă vreme vor dispare și valorile. Este o bătălie inegală astăzi între o cultură creștină care nu mai are motivație și între un atac păgân extrem de virulent. Dacă nu vă place termenul atac păgân, puteți să vorbim despre un atac filozofic, putem vorbi despre altă cultură și așa mai departe. Dar în momentul în care cultura creștină va fi înlocuită cu o cultură necreștină, nu vei mai găsi pe nimeni care să întoarcă și obrazul celălalt. Nu va mai fi nimeni să dea și haina și nici să meargă 2000. Cultura pe care noi o avem astăzi și care nu este biblică este cultura victimei. Iar victima nu dă. Victima ea este violentă, este plină de frustrări, este agitată și nu va face niciodată un echilibru în justiție. Așa că din punctul ăsta de vedere mai avem o fereastră mică pe care încă o putem folosi. Bun. Întrebări? Te rog? Poate una care nu știu exact să o formulez. Tema care ai abordat-o în seara aceasta a fost pentru mine personal, aș putea spune, destul de bulversantă sau mai greu de digerat. Întrebare, ca înțelegere sau ca acceptare? Ca temă în sine. Bun. Ca temă în sine pentru că este prima dată, cel puțin în dreptul meu, când această temă este abordată în biserica noastră. Și atunci mă întreb, ca și creștin, ar trebui eu să mă preocup de aceste ideologii sau nu? Pot să răspund? Dacă da, venia de ce? Sau dacă nu, e mai bine să mă preocupe adevărul biblic și standardele mărurile ale lui Dumnezeu. Spune-mi, te rog, copilul tău este afectat de acest sistem de valori sau educațional sau nu? Din nefericire, da. Bun. Când vei sta de vorbă cu el punctual? Sau vei spune, lasă mama, hai să ne rugăm. Înțelegeți, în seara asta noi n-am pus în aplicație ce am discutat. Am deschis doar o ușă. Dar problema este că noi va trebui, părinții vor trebui să discute punctual cu copiii. Dragii mei, sexualitatea, spre exemplu, nu mai este o plăcere, este o armă de manipulare socială, individuală, pentru distrugerea valorilor care sunt. Când vom discuta cu copiii noștri în așa fel încât să încercăm să-i facem să înțeleagă lucrul ăsta? Pentru că ei confundă treaba asta cu un simplu frumos. Dar e frumos, mama. Asta este unul. Când ar trebui... Vom vorbi mâine când vom vorbi despre putin și acela care se apasă. Nemulțumirea tinerilor, spiritul lor de permanentă critică. Care își critică părinții, școala, biserica, tot, absolut tot. Care este împrumutat de acolo. Biserica în care posturi de YouTube critică la infinit tot ceea ce se întâmplă. Și noi zicem, băi, dar cred că așa e. Și plecăm urechea. Și nu înțelegem că, de fapt, este un sistem de distrugere programată. Problema nu este dacă este adevărat sau nu. Problema este că folosirea adevărului în felul ăsta duce la distrugerea valorii creștine. Adică creștinismul este chemat să întoarcă și obrazul celălalt, nu să înjure pentru că are nervi. Și așa mai departe. Deci, în momentul ăsta, noi trebuie să învățăm să vorbim cu copiii, să avem curajul de a predica de la amvon, nu neapărat colectând toate lucrurile negative, ci venind cu soluții serioase la ceea ce se întâmplă azi. Probabil că va trebui să discutăm și să analizăm puțin relațiile de cuplu în funcție de tensiunile care ne înconjoară,
pentru că noi învățăm, copiem de la societate. Pe vremea mea era rușine să ai 3 sau 4 copii. Toată lumea trebuia să aibă un copil. Vă aduceți aminte de asta? Nu vorbesc de azi, de atunci. Pe ce pagina Scripturii se bazea interpretarea noastră? Sau se baza pe revoluția sexuală anilor 60? Pentru că, iertați-mă, revoluția sexuală anilor 60 a început cu pilula, cu pastila pentru infertilitate, cu libertate la avort și așa mai departe. Sunt probleme de etică, toate lucrurile astea sunt probleme de etică, dar vă rog frumos, nu folosiți etică generală, folosiți etică biblică. Și întrebați Scriptura ce se întâmplă și poate că vedem unde greșim. Deci, încă o dată, dacă identificăm problema, putem găsi răspuns. Dacă nu identificăm problema, nu avem nicio șansă să pricepem răspunsul. Trece răspunsul pe lângă noi și nu-l pricepem. Mulțumesc, fraților, e 10 fără 10. O ultimă întrebare o mai iau de la dânsa ca să putem pleca la 10. Also ich kann leider nur Deutsch sprechen. Eu pot numai să vorbesc germană. Okay, we can speak English then. Aber danke schön. Generația noastră în principal, prieteni care au fost cu noi în adunare, prieteni foarte apropiați, se ocupă din ce în ce mai mult cu aceste teme, sunt trași în astfel de situații, însă nu doresc să recunoască, se confruntă cu tot fel de probleme care sunt considerate a deveni normală și își găsesc scuze pentru chestia asta, pentru că societatea spune că acele lucruri sunt normale, iar acum tocmai suntem confruntați cu situația asta în care prieteni au părăsit biserica, au părăsit comunitatea, pentru că se simt afară mai liberi. Noi nu putem decât să spunem că ceea ce ei fac, noi nu suntem de acord cu ceea ce ei fac, dar totuși rămânem prieteni în continuare. Este foarte grea situația pentru că este și o pierdere care a avut loc. Und ich frage mich manchmal, was wie können wir außer beten? Ce am putea noi oare să facem? Eu mai am și un copil mic și pot să investesc timp în copilul meu. Asta iarăși e o altă temă. Dar un adult care a cunoscut credința ca și mine și s-a depărtat, se află undeva în lume acum, în care se întâmplă din ce în ce mai multe lucruri. Întrebarea este cum putem să-i facem să-i întoarcem înapoi spre credință. Deci ei au părăsit credința, declară că sunt mai liberi în afară și din partea ei cum să se comporte ea la rândul ei cu cei care doresc să rămână afară. Punctul 1. Problema lor este faptul că nu înțeleg ce e libertatea. Sunt două tipuri de libertate. Există freedom by the law sau libertate prin lege, în care Scriptura spune mă simt liber zum Beispiel die Heilige Schrift sagt, și nu pot să fac niciodată răul. Am citit într-una dintre dizertațiile lui un filozof român, îmi scapă acum. Ein Philosoph in auf jeden Fall. Care spunea așa: astăzi ni se cere să fim toleranți față de rău și urât. A fost Mircea Cărtărescu. A fost o surpriză pentru mine această formulare. El definea postmodernism. Eu am învățat că în față de urât, iertați-mă, trebuie să vomit. Nu vorbesc de urâtul estetic, vorbesc de urâtul urât. Și în momentul în care descoper un frumos, să mă îndrăgostesc de el cu toată ființa. Mi s-a părut imposibil să se inverseze lucrurile. Deși Tudor Arghezi, un poet român, spunea: din bube, mucegaiuri și noroi, iscata am frumuset și prețuri noi. Și întotdeauna m-am întrebat, domnule, dar de ce din bube și mucegaiuri? N-ai se schimbă valorile. La un moment dat trebuie să raționalizăm cu ei pe tema frumosului și a binelui. Marea majoritate dintre ei sunt furați de ideea unei libertăți în care se poate face orice. Dacă mă întrebați ce e asta, vă voi spune că e spiritism sau teozofie. Nu e vorba de spiritismul ca vrăjitorie, ci e vorba de spiritism ca filozofie. Spiritismul a intrat în lumea academică în 1995, când s-a obținut primul doctorat. Dar revenind, este o forță spirituală care împinge această teză, această teorie. Încercați să vorbiți, încercați să argumentați, dar rugați-vă mult. Noi trebuie să avem certitudine din partea lui Dumnezeu. Noi nu vorbim acum doar de o filozofie. În zilele din urmă se vorbește despre duhuri demonice care lucrează la nivelul lumii. Personal sunt convins că acest fel de a gândi vine de acolo. Și încă ceva, studiați Scriptura ca niciodată înainte. Vă va oferi cea mai frumoasă, cel mai frumos argument, cea mai frumoasă gândire. Nu studiați cu mintea altuia.
Studiați-o cu întrebările dumneavoastră, cu preocuparea dumneavoastră, cu rugăciunea dumneavoastră. Și veți descoperi lucruri fantastice. Luați în ajutor spiritul profetic. Este, cred că, a șasea oară când spun lucrul ăsta. Ich glaube, das ist das sechste Mal, wo ich das sage. Dar nu pot să repet suficient de mult. Noi am pierdut legătura cu profeția. Era întrebarea lui, punctul 3. De când am dat la o parte pe Ellen White cu identitatea profetică, noi am renunțat și la profeția biblică. Noi învățăm astăzi despre apocalipsul liturgic. Știți ce zic? Învață și mâine. Cu alte cuvinte mai simplu? Păi, duceți-vă la seminar și... Geht ihr Theologie studieren, dann versteht ihr es. Bun, deci dacă nu știe nimeni, nu, n-are rost să mai vorbesc. Dar se spune în ultima vreme că apocalipsul este un fel de scenă care surprinde activitatea cerească în sanctuar. Și că ar trebui să fie citit cam așa. Să fie citit de către pastor acolo unde vorbește, s-a auzit o voce. Și pe urmă, când sunt mulțimile, ar trebui să răspundă sala. Și pe urmă, când sunt cei 24 de bătrâni, să răspundă corul. Și asta este noua interpretare a Apocalipsului. Foarte interesant. Așa este construită Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă. Liturgica lor este un dialog între corul de între preot și între sală. Și ne întoarce cu Apocalipsul în varianta asta, dar care n-are absolut nimic profetic. Ok, dragii mei, ora 10. În seara asta n-am făcut altceva decât am stabilit problema. Mâine nu vom face altceva decât vom încerca să adresăm problemele despre care am vorbit. Am pregătit pentru dumneavoastră un material în limba română pe care vă rog să-l luați pentru fiecare familie. Materialul este luat de pe internet. Nu este cel mai bun material, materialul pe care eu l-am studiat e în limba engleză. Dar este un material în limba română pe care eu l-am găsit și care tratează exact problemele care le-am discutat. Deci, încă o dată, iertați greșelile de editare, faptul că nu este foarte, foarte sofisticat scris, dar ca orientare este un material care cred că face sens. Studiați-l cu creionul în mână, subliniați și probabil că mâine va fi de ajutor cumva în dezbaterile pe care le vom avea. Deci, încă o dată, nu aveți pretenții prea mari la materialul acesta, da? Din punct de vedere al editării, nu al conținutului. Conținutul e ok. Vorbitorii de limba engleză pot să intre oricând online, să caute School of Frankfurt. Știi că scrieri și pro și contra, nu e nicio problemă, analiză și așa mai departe. School of Frankfurt. Îmi cer iertare pentru excesul de zel. Aș vrea să vă ocupați puțin cu materialele acestea și poate că mâine vom putea să avem o discuție biblică mai serioasă.